Acesta este un devoțional zilnic cu episcopul Dorel Silidia Singiorzan. Dragostea și credincioșia lui Dumnezeu. Verset biblic. Dar eu voi cânta despre puterea ta, dimineața voi înălța laude pentru bunătatea ta, căci tu ai fost cetățuia mea și un loc de scăpare în ziua necazului meu. Psalmul 59:16. Astăzi să medităm asupra dragostei statornice a lui Dumnezeu. Dragostea sa este neclintită, constantă și necondiționată. În fiecare dimineață ne trezim cu îndurările lui care se reînnoiesc, iar în fiecare zi suntem înconjurați de prezența lui. Fie că o observăm sau nu, mâna lui Dumnezeu lucrează mereu în viețile noastre, ne ghidează, ne protejează și ne poartă de grijă. Gândiți-vă la protecția sa. De câte ori ați experimentat grija lui, chiar și în cele mai mici detalii? Poate a fost o întârziere care v-a ținut departe de pericol, un cuvânt bun care v-a încurajat sau înțelepciunea de a lua decizia corectă. Dumnezeu este cetățuia și adăpostul nostru, un tată iubitor care ne ocrotește și ne poartă prin provocările vieții. Binecuvântările sale sunt la fel de abundente. Fie că vin sub forma rugăciunilor ascultate, a râsului celor dragi sau a puterii în momentele dificile, ele sunt dovezi ale dragostei sale profunde și ale credincioșiei sale. Acțiune pentru astăzi. Găsiți timp pentru reflecție. Petreceți 5 minute reflectând asupra a 3 moduri specifice în care Dumnezeu și-a arătat dragostea, protecția sau binecuvântările în viața voastră recent. Notați-le pentru a vă aminti de credincioșia Lui. Exprimați recunoștință. Înălțați o rugăciune de mulțumire, fie în tăcere, fie cu voce tare. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru binecuvântările și provocările care vă modelează credința și vă apropie de El. Fiți o reflecție a dragostei lui Dumnezeu. Alegeți un mod prin care să reflectați dragostea lui Dumnezeu astăzi. Poate fi printr-un gest de bunătate, ajutând pe cineva aflat în nevoie sau oferind pur și simplu o ureche de ascultare cuiva care se simte neglijat. Împărtășiți bunătatea lui. Povestiți cuiva despre dragostea lui Dumnezeu, unui prieten, unui coleg sau chiar pe rețelele de socializare. Lăsați-i pe alții să știe cum a lucrat Dumnezeu în viața voastră. Rugăciune. Doamne, îți mulțumim pentru dragostea ta statornică care nu ne părăsește niciodată. Îți mulțumim că ești adăpostul și puterea noastră, o prezență constantă în viețile noastre. Ajută-ne să recunoaștem mâna ta în umplarea noastră zilnică și să avem încredere în voia ta desăvârșită. Fă-ne să fim vase ale dragostei tale, împărtășind-o cu cei din jur și luminând această lume. În numele lui Iisus ne rugăm. Amin. Gând de încheiere. Pe măsură ce parcurgeți ziua de astăzi, purtați acest adevăr în inimă. Dragostea lui Dumnezeu nu este doar pentru a fi primită, ci și pentru a fi împărtășită. Fiți intenționați în a reflecta dragostea sa prin acțiunile, cuvintele și atitudinile voastre. Aveți încredere în credincioșia sa, odihniți-vă în protecția sa și trăiți ca o mărturie a bunătății sale.